Am mai vorbit și în trecut despre jocuri și tranziția lor în lumea cinematografică. Doar că rezultatele n-au fost mereu cele mai bune. Ba chiar reversul medaliei. Majoritatea filmelor inspirate de jocuri au fost cam flopuri. Assassin's Creed, Warcraft, Far Cry, iar lista poate continua. Dar în ultima vreme, un nume foarte cunoscut printre gameri și-a făcut loc pe lista celor mai apreciate seriale. The Last of Us. Știu, a ieșit de ceva timp și încă n-am vorbit despre asta, dar am așteptat un moment anume, iar acesta n-a întârziat prea mult. Iar acum câteva zile am fost martor la venirea lui The Last of Us pe PC-urile noastre net superioare consolelor. Ne-am spus noi că o să-l jucăm la 8K, la 250 FPS, am crezut noi. Dar mult așteptatul s-a adeverit a fi primul flop din cariera scurtă, dar prestigioasă a celor de la PlayStation atunci când vorbim de jocuri exclusive portate pe PC. Spider-Man Remastered, alături de Miles Morales, Horizon Zero Dawn, Returnal, Uncharted și, desigur, favoritul meu, God of War. Și toate astea au rupt. Optimizare exemplară, control bun, funcții în plus specifice platformei, suport pentru DualSense, ce să mai. PlayStation a luat piața de PC gaming cu asalt și a reușit să devină rapid un fan favorite. Asta a făcut lansarea lui The Last of Us Part 1 cu atât mai dureroasă, după ce serialul cu același nume a rupt topurile după lansare pe HBO Max și a livrat una dintre cele mai interesante și fățoase adaptări ale unui joc. Fix jocul, materialul original, a picat direct cu fața în asfalt și a făcut mizerie. Dar au trecut zile de atunci, Naughty Dog și PlayStation și-au cerut scuze în fața gamerilor și au reușit să facă jocul ceva mai jucabil. Așa că am lăsat deoparte discuțiile răutăcioase care au pătat fața impecabilă a dezvoltatorilor și a PlayStation. Și pe bună dreptate, nu o să joc rolul de avocat al diavolului, dar numai de-a moroarte, voi face abstracție de la acest subiect, deși voi discuta pe scurt câteva aspecte și mă voi concentra pe un review mai diferit în care vreau să facem și o paralelă între lumea jocului și serialul care l-a folosit ca inspirație. Pentru că amândouă, la finalul zilei, sunt două capodopere. Marina e pe recepție încă o dată, iar Matei la butoane, bagă intro! N-o să vă mint, materialul ăsta este foarte din scurt, așa că n-am apucat să petrec mai mult de câteva ore în The Last of Us Part 1 pe PC. În schimb, sunt la zi cu serialul și am văzut și jumătatea de oră de material behind the scenes care a apărut pe HBO Max zilele trecute. Plus că The Last of Us am jucat. Și nu doar o dată. Doar că nu pe PC, ci pe PlayStation 3 la vremea lansării și încă o dată pe PlayStation 5 când a ieșit remake-ul ăsta. Deci sunt la punct și cu detaliile legate de jocuri. Dar haideți să începem cu evidentul. The Last of Us Part 1 pentru PC ar fi trebuit să fie magnum opusul celor de la Sony atunci când discutăm despre exclusivități aduse pe PC. Aici contribuie mult și popularitatea serialului, dar și perspectiva gameristică. The Last of Us nu este un joc ușor. Trebuie să ai grijă la muniție pentru că nu prea o găsești peste tot, iar asta devine o problemă când combini raritatea asta a gloanțelor cu natura stângace de a ținti din controller și obții o nostalgie către vechiul și strașnicul mouse. Când a venit pe PC, clar, eram mai mult decât încântat să-l încerc cu mouse și tastatură, să simt senzația de survival third-person shooter așa cum trebuie. Și de aici încep problemele. Cum intri în joc și miști mouse-ul, deși configurația mea duce cam orice la ultra, realizez că ceva e în neregulă. Nu funcționează chiar așa cum te-ai aștepta să o facă. Iar ăsta este faptul că mouse-ul, sau cel puțin al meu, un Logitech G Pro X Super Light, cauzează un microlag absolut teribil. Iar rezolvarea este și mai stupidă. Am conectat un controller de Xbox One și am rezolvat tot. Merge perfect smooth. Când schimb înapoi pe mouse, ceau! Problema asta a fost frustrantă, dar n-a fost game-breaking. Ce a fost, în schimb, sunt efectiv niște crash-uri perfect random. Primul pe care l-am încasat după vreo oră și 20 de registrat gameplay pentru materialul ăsta a venit perfect de nicăieri. Am deschis o ușă, dar cred că bătea spre alt univers sau vreo de asta, pentru că PC-ul meu a zis că i-a ajuns și s-a blocat. Inițial credeam că e sistemul, așa că am repetat nebunia. De data asta doar vreo oră, că deja mi-a ajunsese să rejoc începutul pentru a treia oară. Spre surprinderea nimănui, bom, alt crash. Doar că aici am avut ceva mai multă răbdare și am decis să aștept. Și a dat roade, pentru că după vreo 10 minute am reușit să-l fac să răspundă la un escape. Am închis jocul, s-a salvat filmarea, all good. Puțin șifonată ultima parte a videoului și nu a mai fost salvată, dar a fost bine. Ca idee am jucat de la Last of Us Part 1 pe o configurație strong, adică 7950X, 32 de GB de RAM DDR5 și 7900XTX. Doamne ajută! Și spre surprinderea mea, chiar și în starea de acum a jocului, după vreo două update-uri și încă multe probleme, am fost surprins într-un mod neașteptat de plăcut. Cu setările din fabrică la ultra, jocul a rulat foarte bine.
Și da, știu, bogat că ai tu 7900XTX. Dar stați așa că nu terminasem. Cu Ray Tracing la Ultra, fără FSR2. Raw Power cu Ray Tracing pe flagship-ul de la AMD. Și trebuie să vă spun că a mers cu peste 100 FPS prin interioare și zone mai curate. Și n-a coborât sub 70-75 în scene aglomerate sau cu multe efecte speciale. Ba din contră, la un moment dat aveam vreo 80 de cadre când mă uitam la o clădire plină de neoane. A explodat nenorocirea în joc, a urcat cu vreo 10 cadre performanța pentru că a mai stins Ray Tracing-ul ăla. Dar este clar că optimizarea este bună dacă o placă cu performanțe îndoielnice în jocuri RTX reușește să ducă chestiunea la 1440p cu totul maxed out. Da, știu și că sistemele mai slabe nu se vor bucura de același nivel de performanță. Doar că ăsta nu ar fi fost niciodată un joc care ar fi mers bine mersi pe un quad-core oarecare cu, nu știu, 16 GB de RAM și un GTX 970. Înțeleg, mergea pe PS3, dar nu uitați că aici avem texturi 4K, iluminare avansată, tot felul de efecte și îmbunătățiri într-un joc de numai vreo 100 de giga. Și asta clar nu după lansarea lui Uncharted pe PC, care, deși bun și lipsit de probleme majore, a cam rupt configurații pe genunchi. În rest, jocul așa cum îl știm. În poveste nu intru acum că ajungem numai decât la serial, dar mai sunt mici chestii de gameplay și adaptare care merită menționate. Începem cu părțile bune, adică setările de prin meniuri. Foarte variate, foarte detaliate, îmi plac și oferă chestii pe care nu le-am văzut nici la exclusivități de PC. După care avem controlul, care atunci când merge, merge bine. Din controller este ideal, deși aș vrea să joc din mouse, iar cu DualSense te bucuri și de Adaptive Triggers și vibrațiile alea faine. Abia aștept să pun DualSense Edge-ul pe el ca să joc după ce repară problemele de acum. Ce nu mi-a plăcut a fost traducerea din PlayStation-eză în tastatureză. Bine, reîncărcăm arma pe același click pe care tragem. E din joc, înțelegem. Dar de ce trebuie să apăs pe tasta 7 ca să ajung la Health Kit? De ce nu 1, 2, 3 sau chiar 4 dintre alea 4 sloturi disponibile? Se vede că vorbim despre un studio PC only și este ok, doar că scăparea asta nu e chiar plăcută pentru elitiștii platformei superioare. Dar chiar și ăștia ar trebui să zică sărumâna. Tocmai au primit un landmark în istoria gamingului pe platforma lor favorită. Un joc pe care nu ai voie să-l ratezi dacă te consideri gamer și care va rămâne în istorie fără doar și poate. The Last of Us. Prima bucată, refăcută, îmbunătățită, neschimbată din punct de vedere narrativ. Pentru că în 2013, când a ieșit, a fost efectiv ceva nemai văzut. O poveste cu zombie. Da, un clișeu atât de popular încât nu mai era amuzant. Însă împachetat într-un fir narrativ care urmărește ceva mai mult decât finalul poveștii. Este despre călătorie, despre relațiile dintre personaje și modul în care acestea evoluează de-a lungul poveștii. The Last of Us a fost și va rămâne unul dintre cele mai bune jocuri lansate vreodată, fie că a fost sau nu pe gustul unor gameri. Și chiar și asta este ok, că fiecare e liber până la urmă să-și aleagă ce îi place de aici. Dar nu poți să ignori ceva bun atunci când stă în fața ta. Iar ăsta, oh boy, ăsta ne tot stă în față. Că a primit și un sequel cel puțin la fel de discutat și controversat, dar cea mai primit și mai important a fost o adaptare pe sticlă. Și așa a devenit serial. Unul de succes chiar, prin intermediul căruia Naughty Dog au luat povestea fenomenală din joc și a oferit-o într-un pachet mult mai prietenos. Unei mase de oameni care nu ar fi interesați de gaming în mod normal. Și au făcut asta cu stil, pentru că The Last of Us chiar este un serial excelent. Și partea cea mai bună nici măcar nu este asta. Pe lângă un serial excelent, The Last of Us mai este și un omagiu adus materialului sursă. Doamne ferește cât de tare a fost să revăd momente legendare din jocul ăsta, transpuse pe cameră de un cast foarte capabil și o echipă de VFX de lăudat. Și ajungem și acolo, dar haideți să ne concentrăm puțin pe poveste. Deci, rețeta de succes a unei reinterpretări este să iei ce a fost bun la materialul original și să adaptezi restul într-un format cât mai ușor de înțeles pentru publicul de acum. Și am văzut asta în Resident Evil 4 Remake, ori în Mafia Definitive Edition. Deci se poate, doar că aici nu vorbim despre genul ăla de remake, ci mai degrabă despre o adaptare într-un mediu cu totul nou. Și cum treci un joc atât de influent pe sticlă fără să o dai în bară? Păi afli din documentarul de 30 de minute de pe HBO Max, ori zic eu pe scurt. Răspunsul este, de fapt, destul de simplu. Bagi mâna în ciuful lunea Neil Druckmann și îl pui într-un scaun comod și bine poziționat, aproape de cârma serialului. Cine-i băiatul ăsta? Păi doar ăla care a scris povestea. Deci aveau la bord creierul operațiunii, treaba era jumătate rezolvată. Cu scriitorul parte din echipa de producție, firul narrativ avea deja un om responsabil și cât se poate de calificat pe această poziție. Și asta s-a simțit de-a lungul celor 9 episoade de aproximativ o oră. Și bune toate, băi! Toate, inclusiv al treilea, ăla cel mai hulit dintre ele. De ce să strici ceva bun, gen povestea lui The Last of Us? Cum e jocul, este și serialul.
în mare parte. Doar că fiind vorba despre ceva mai multă muncă actoricească, s-a mai improvizat și umplut pe aici colo, iar ce a rezultat este chiar aplaudat. Relația dintre Joel și Ellie devine și mai strânsă atunci când vezi doi oameni la fel de reali ca tine în acele roluri, iar emoția ta ca spectator este mai autentică, mai relatable. Asta am resimțit-o de-a lungul întregului serial și cred că a ajutat foarte mult că știam la ce să mă aștept și vreau să vorbim despre asta. Mulți vor zice că, da, dacă am terminat jocul nu-mi dau spoiler. Ba da, evident, da. Cui pasă? L-ai jucat, n-ai fost atent la micile detalii, ai avut o poveste ceva mai răsfirată și cu un engagement specific mediului digital, acum doar te uiți. Vezi povestea, o simți și o rumegi cum trebuie. Și încerc să stau departe de spoilere, așa că o să vă spun doar atât de pe acum. Finalul e altceva. Cei care ați văzut, probabil îmi înțelegeți entuziasmul. Iar cei care nu, vă urez vizionare plăcută. O poveste bună, transpusă superb pe micile ecrane de niște actori fenomenali care au livrat mult peste așteptările mele. Adică pe Chappie Pedro îl știu, nu-i de azi de ieri, dar pe aia mică ce am văzut-o prin Game of Thrones. Și el este un rol greu, dar l-a adus cu mare stil și mi-a dărâmat orice preconcepție aș fi avut referitor la abilitățile unui copil pe un așa rol. Dar s-a dovedit că am uitat eu cum e treaba copilăreala, pentru că a fost actorul potrivit pe rolul potrivit. Fain, rău. Are și câteva lacune și momente pe care le-aș fi văzut altfel. Sau cel puțin mi-ar fi plăcut să am un unghi alternativ. Dar așa e cu orice poveste. Și altceva ce nu mi-a plăcut în mod special a fost schimbarea asta de aspect. Și știți la ce mă refer. Fetița lui Joel, spre exemplu, care este albă și blondină în joc, ca să o vedem mulatră și cu păr brunet afro în serial. Nu pot să zic că m-a deranjat în mod presă schimbarea, doar că m-a luat puțin prin surprindere, mai ales că nu am vrut să văd și alți actori înainte de proba contrarie, pentru că deja călcasem pe bec cu Bella Ramsey. Așa că evident am fost surprins nițel când am văzut că Pedro Pascal, care nu arată neapărat a ce considerăm noi american, are o fetiță mulatră cu păr afro și alte modificări de astea mai low profile, dar încă interesante ca să nu le numesc altfel. Dar una peste alta, povestea nu este rea, deloc, iar actorii, indiferent de potrivirea cu originalul, au livrat bine cam toți. Și cum am spus că e de dragul artei, până la urmă, opera să iasă bună, că de uitat nu o să ne uităm. Acum că suntem aici, cred că înțelegeți că ne-am uitat și la ăsta, deci suntem o zonă sigură, nu judecăm pe aici. Partea grea e gata, povestea, actorii și prezentarea sunt ce trebuie. Urmează procesele migăloase. Avem CGI-ul care a jucat un rol vital aici. Avem muzica și echipa din spatele ei, avem actorii care au adus la viață clicker și alte arătări din The Last of Us și înțelegi că probabil jumătate din staff nu lucra de fapt pe partea teatrală, ci în spatele draperiilor trase ziua în camera de producție. Și asta s-a dovedit un sacrificiu bun, încât The Last of Us stă foarte bine și din punct de vedere tehnic. Avem grafică generată pe PC, îmbinată cu efecte practice și actori cu măști foarte convingătoare. Și ne alegem cu un serial care arată bine, e jucat bine, sună bine și respectă materialul original. Iar partea de efecte din The Last of Us este absolut mind-blowing. Nu vă pot recomanda destul să mergeți să vedeți making-of-ul după videoul ăsta. Indiferent că sunteți fani ai jocului ori ai serialului, e câte ceva pentru fiecare acolo. Și ajungem la paralela dintre direcțiile vizuale ale celor două The Last of Us-uri. Unde povestea a fost transpusă bine, iar atmosfera a devenit chiar mai bună, direcția vizuală e cumva mai cu minte. Sunt de asemenea și niște efecte speciale foarte credibile și păstrăm același soundtrack minimalist cu influență de folk potrivit lumii post-apocaliptice din jocul ăsta. Cred cu tărie că The Last of Us, la nu știu cât a lui pre-lansare, a reușit să livreze și poate scăpa ușor cu asta din câteva motive cât se poate de simple. Seria asta este un MVP pentru PlayStation. Apare de mai multe ori, dar cu pauze lungi, iar când o face, lumea este deja însetată după ultima interacțiune și mai vrea. Și așa ai originalul, un remaster pe PS4, un remake pe PS5 și PC și acum și un serial. Și încă unul bun care respectă originalul și îmbunătățește cum știe mai bine anumite aspecte. Și eu zic că munca depusă aici a meritat pentru că întreaga franciză se va bucura de popularitatea extinsă pe care o merită. Chiar mă gândeam zilele trecute cum Cyberpunk 2077 a redevenit o chestie acum după ce a ieșit Edge Runners pe Netflix. Și ăla a ajutat enorm, mai ales că jocul cam stagnase. Iar acum că 2022 e gata, s-a dovedit un pariu câștigător, întrucât CD Projekt Red au primit mai mulți bani și laude doar atunci când au lansat jocul. Iar oameni din toată lumea au nebunit să-l vadă în acțiune după atât de mult hype. Asta s-a repetat și aici, doar că noi fani de Last of Us care încearcă jocurile după ce au terminat serialul vor avea o surpriză cât se poate de plăcută. După primul sezon, poate că nu știți, dar există și un sequel.
și e cotat chiar și peste original de unii. Personal nu m-aș duce până acolo, dar este un alt joc excelent nevertheless. Și așa cred că se mai deschide o poartă către lumea gamingului. Doar că poarta asta nu funcționează cu cheie, ci cu artă, cu talentul de a aduce la viață ceva ce până acum vedeai doar în jocuri. S-o faci atât de bine încât să câștigi și public mainstream, mai needucat în dale gamingului. Eu așa zic că trebuie să arate o adaptare, iar dacă mai vreți, puteți fi siguri că va mai veni. Întrebarea nu este dacă, ci când. Și din ce se aude, ci că al doilea joc s-ar putea să fie spart în două sezoane separate. Dar mai avem până acolo, așa că vreau să știu și părerea voastră în comentarii. Ce v-a plăcut mai mult? Jocul sau serialul? De asemenea, cum vi s-a părut relația dintre cele două? Eu sunt Marinache, iar până data viitoare, spor la joacă și la viziona serialul dacă nu ați apucat. După ce... Bă, tu ești...